După 2020, considerat drept unul dintre cei mai slabe ani agricoli pentru țara noastră, anul acesta a fost extrem de favorabil recoltei de rapiță, iar specialiștii anunță că se așteaptă la producții record. Premizele anului acesta sunt unele foarte bune. Am avut ploi căzute la timp. Rapița, în special, a beneficiat de aportul cantităților hidrice căzute în ultima perioadă. Suntem la sfârșit de înflorit, la perioada de înflorit a acestei plante. Ea se prezintă în condiții foarte bune. Noi sperăm la o evaluare așa preliminară, undeva la minim 2500-3000 de kilograme la hectare, acolo unde s-au făcut și tratamente și tehnologia adecvată. De altfel și celelalte culturi din toamnă se prezintă într-o formă foarte bună, atât grâul, orzul de toamnă, au beneficiat la fel de aceste cantități de precipitație, au beneficiat de o climă corespunzătoare. Fermierii și-au făcut datoria în mare parte și din punct de vedere tehnologic și-au aplicat măsurile corespunzătoare. Iată că anul acesta diferă de anul trecut, ceea ce ne bucură foarte mult. Asta e important, că nu se mai repetă anul trecut cu acea climă care a dezavantajat pe toată lumea și unde am resimțit-o poate și noi ca și consumatori final prin buzunarele noastre, scoțând un plus la fiecare produs care l-am cumpărat de pe piață. Din păcate, nu foarte mulți fermieri au avut curajul să parieze pe rapiță anul acesta. Din cauza eșecului din anii trecuți, a scăzut considerabil suprafața cultivată cu rapiță. Într-adevăr, suprafețele cu rapiță au scăzut de la an la an, mai ales că în ultimii 3 ani am beneficiat de condiții vitrece din punct de vedere al precipitațiilor și mai ales perioada de toamnă, unde aici clar am avut și încă mai avem un deficit de apă. Și din această cauză suprafețele au fost reduse, ajungând până la momentul de astăzi, adică până în toamnă să fie semănate doar 13.000, aproximativ 13.500 de hectare cu această cultură, care este prima cultură împreună cu orzul de toamnă care aducă primii bani în buzunarele fermierilor. Deci e o cultură importantă, bănoasă, prețurile pe bursă sunt în continuă creștere. Iată că deci sunt numai lucruri bune, vești bune, încurajatoare și cred că fermierii sunt foarte mulțumiți din punctul ăsta de vedere. În 2020, în unul dintre cei mai slabe ani agricoli pentru România, fermierii locali au realizat 728.000 de tone de rapiță, fiind al 7-lea producător în ierarhia europeană.